Chiar dacă este mijlocul săptămânii și ar fi vrut să mai lenevească acasă, de astăzi elevii au revenit din nou la școli unde învață pentru că îi așteaptă evaluările de final de semestru. La școală nu își vor petrece prea mult timp pentru că pe 28 ianuarie toți elevii vor intra într-o nouă vacanță intersemestială care se va încheia pe 6 februarie. Elevii s-au întors începând cu astăzi, 5 ianuarie 2011, pe băncile școlii, nerăbdător să-și povestesc amintirile și din vacanța de iarnă legate de Săniuș și sărbătorile, care abia s-au încheiat. Când se va încheia primul semestru? Primul semestru se va încheia pe 7 februarie, peste 3 săptămâni. Va fi o săptămână de vacanță intersemestrială, iar următoarea vacanță va fi vacanța de Paște, între 16 și 25 aprilie. Pentru elevi, cel de-al doilea semestru va începe în data de 7 februarie și se va încheia în luna iunie.